Suntem niște beauty guru. Mamă, dar ce roșii mă văd în cameră. Dar eu chiar mă roșii. Pe obraj. Nu știu, dar eu trebuie să te obraj. Eu sunt roșii în obraj mereu. Da, bă, de asta nu mi-am lăsat. De aici. De aici. Prieteni, eu sunt la mare și m-am gândit să fac niște daily-uri sau travel vlogs, nu știu exact ce. Știu sigur că o să fie un videoclip cu ținutele mele. Deci, nu știu, pur și simplu o să filmez chestii random în care o să vorbesc cu voi sau pur și simplu o să fac anumite chestii și o să filmez. Și o să văd ce iese la montaj și dacă iese ok o să postez și dacă nu iese ok tot o să postez, pentru că nu o să postez în următoarele 2 săptămâni. Deja n-am mai postat în astea 2 săptămâni pentru că vlogul ăsta o să apară atunci, da, în fine. Trecem peste! Eu acum pregătesc să ies pe afară și nu prea avem lumină în cameră, doar această veioză. Da, se vede ok și pot să-mi raz în depa, deci nu am nevoie de trepied. Cam atât. Pa! Ăsta e contul lui Suzy și nu mai știm să-l punem la loc. Are 2, de fapt. Voi vedeți cât de roșie sunt? Și am stat doar o oră la plajă. Da, da! Hai să stea un prost în permanență pe acasă, nu? Nu mă, a, tu! Bă, nu că poate... Azi, a doua zi de când sunt la mare și știu că nu prea am vorbit cu voi pentru că m-am gândit să filmez cam ce fac și stea să pun muzică pe fundal și dacă am ce să vorbesc cu voi sau momente în care pur și simplu e liniște pentru că aici e foarte multă gălăgie să pot vorbi cu voi, o să vorbesc. Eu tocmai aici am ajuns la hotel, am fost la plajă de la 8 dimineața până acum și acum e vreo 7 cred, cam așa. Trebuie să fac un duș și după cred că o să ies să fac chiar niște poze și să mă mai plimb prin stațiune. Și mâine cred că o să prindem răsăritul, așa că sper că o să iasă niște filmări drăguțe. Am cam ars pe nas, dar hei, e ok. Părul meu arată mult mai blond acum. După ce că arăt ca o roșie, mă dăduș și cu ruj roșu. Asta e de copii! De poza. Efectiv le-a lăsat aici și a plecat. Sunt gratis? Confuză dacă sunt la mare sau la munte. Plouă. Am s-a încălzit după ploaia aia și după hanoracul, m-am înghețat de fric. Acum mi-a luat puțin mai dezbrăcată. Puțin. Că de plajă încă nu merge. E... poate peste câteva ore o să ajung pe pantaloni scurți. Azi nu mai mergem la Tirigombe pentru că
că plouă și nu cred că sunt deschise, așa că o să stăm să bem vin, să ne îmbătăm. Încuiați, gata? Da, te luam, că nu poți să închizi. Au! Ok, până o să bem, noi le spară, cred. Este 6 dimineața și m-am trezit să prind răsăritul și au ieșit niște poze superbe. Și răsăritul arată foarte bine față de anul trecut. Sper că mă aud. A fost așa mai fără vorbit, dar acum am prins puțin timp să vorbesc cu voi și să vă spun doar că am prins răsăritul și atât. Pa! Ăsta este un lookbook. Zi tu când nu te plecăști cu eticheta. Am ajuns în cameră și m-am ars rău, efectiv am simțit cum iau foc. O sură atât de rău nasul și pe aici. Nu se vede atât de rău acum, dar efectiv m-am ars. Am luat-o și pe cățelușa mea în cameră pentru că și ea nu mai rezista, a băgat-o tati în apă și s-a supărat atât de rău. Adică v-am lăsat filmări în urmă. Nu sunt învățată să fac așa bine daily vlog-uri, pentru că uit ce filmez și astea și... da, ies cam ciudat. V-am mai spus și de dimineață când am prins răsăritul, nu prea am avut timp să vorbesc cu voi, pentru că... e ciudat să vorbesc cu camera când mai sunt persoane și nici nu mă auzeam bine. Eu dacă stau în cameră cu prietena mea, nu prea pot să stau așa să vorbesc cu voi. Dar acum, pentru că am rămas singură, am zis, bă, hai să mai vorbesc cu ei. Sper să nu iasă atât de lung videoul. Dacă iese cam lung, îl aș împărți în două părți ca să aveți răbdare să uitați la el. Deși nu știu cât de interesant o să fie acest vlog pentru voi, pentru că nu prea am făcut multe chestii. Oricum, o să-l împart pe zile, să vă dați seama cam cum a decurs și în ce zi a fost. Eu, de exemplu, mă uit la Anca Mădălina pe YouTube și face vloguri de genul și mi-mi place foarte mult. Așa că m-am gândit să fac și eu, pentru că atât timp cât eu rezist, efectiv mă uit câte 40 de minute la ea, m-am gândit că poate mai sunt persoane care vor să se uite 15-20 de minute la mine. Dacă nu mai postează niciun vlogger drăguț, nu mai au nimic de văzut pe YouTube, atunci pot să se uite la mine. Și mi-e foarte somn. Cred că o să fac un duș repede și am adormit pe plajă și a fost cam nasol, pentru că nimeni nu a vrut să mă mute și pe mine așa ca pe puiul la rotisor să mă mișc și eu puțin, că mă făcui. Stați, că e și olteanca din mine și unii nu sunteți obișnuiți cu perfectul simplu. Zilele astea au fost foarte drăguțe, mi-au plăcut. Ieri a fost, după cum ați văzut, cam frig, am stat în hanorac și bluză, nu am putut să port pantalon scurt sau rochie, nu am putut nici măcar plajă să fac. Ce s-a mai întâmplat? Stăteam pe plajă și am văzut pe cineva, erau doi băieți și eu m-am uitat așa puțin, dar după n-am mai băgat în seamă, văzusem ca un cățel drăguț. Și stau eu așa pe plajă, taică mă plecase, că dacă stătea taică mă pe plajă, speria toți băieții și vine să mângâie cățelușa. Îmi spune, mie îmi plac foarte mult câinii și eu sunt, da, same, și mie. Apoi face... dă să plece și face Instagramul meu e nu știu cum și fuge, ca să nu mai am timp să refuz. Nu că îl goneam sau ceva, sau îi ziceam nu că nu-ți dau follow, dar frustrarea mea este că efectiv l-am căutat. În primul rând, i-am reținut numele, în al doilea rând, i-am dat follow și în al treilea rând, nu mi-a dat back. Efectiv mi-a dat
Instagramul lui așa, degeaba. Păi, boi. La Instagramul tău doar ca să dau follow și atât? Și dacă vezi acest videoclip și această parte din videoclip, tipule de pe plajă, nu mai da Instagramul fetelor și apoi să le lași așa balt. Deci aș putea să faci o chestie asta, știi? Dă-mi și mie follow pe Instagram, știi? Ăsta e Instagramul meu, vreau să te agăți, să te agăți. Apoi, pa, nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată, n-am vorbit niciodată. Sau pe YouTube o să fac asta. Am scos-o pe Suzy afară. Asta e clar o minune pentru că ea nu iese niciodată afară. Dar acum la mare nu prea are unde să facă pipi, că nu i-am luat multe preșuri, așa că riscul meseriei. Toate chestiile și îmi vine să comit. Nu ne mai rămân firibor de gata. Ajunsărăm la hotel și mâncai o grămadă de lămâie pentru că ultima mă doboră. Mă duc să mă culc. Nu, bă. Bărbatul ăsta e renunță la ăla, la Constanța să-mi descurce. Ce dragi la 4 zile. S-o trezesc pe prietena mea. Acum mă gândesc cum. Sper că încă nu s-a trezit cum cu ea în cameră. Că trebuie să mergem la plajă. M-am săturat de plajă. Păi da, și-a pus și el acolo niște descrieri în engleză. Unde ăsta e? Cu șapă în coastă? Adio, lampion! Adio, lampion! Bărinte, s-a dus! Se duse, gata! Nu! M-am cam amințit aseară, e la soală treaba. Aici de pază cu cățelul meu. A, cățelul meu e acolo. Păzim aici plajă. Aici eu ador. Voi vedeți cum înnoat acești pescăruși pe apă. Nu au niciun stres. Haideți să fiți că te dai cu barca. Ce frică? Asta mai frică, nu scoperi cu paporul, nu pot de frică. Ce dai ne-am zis? Wow! Tuturor, sunt la mare, vă invită la plimbare! Așa se plimbă pe lângă vapor, să uită mama, mama, uite cum trece prânzul pe lângă noi.
Domnul zic, căruță. Ce mami, nu ți-a plăcut? Mulțumim mult de tot, sănătate. Bună seara. Ce mami, nu ți-a plăcut vocalul? Un vizichi să nu te mai doară burtica? Deci a dormit să nu mai vrea să se ridice de pe spam de acolo, să plece. Tot pe mami o plânale. Bun, pa, ne mai vedem, pa. Bă, glumeam, nu plecați. Plecaru.